Am promis 350 de milioane de euro de la 250 de milioane și suntem la 600 de milioane de euro, bani pe care îi investim în județul Vâlcea, în proiecte pe care le gestionăm acum. În 2028 cifra va fi una importantă, pentru că vom depăși 1 miliard de euro proiecte pe care le vom gestiona pentru binele vâlcenilor în anul 2028. Ne-am ținut de cuvânt și ne ținem de cuvânt. Strategia noastră este una cu bună credință pentru vâlceni. Dragi vâlceni, avem o șansă unică. Pe 9-6 trebuie să votăm Forța Dreptei. Vom vota Forța Dreptei la poziția 9 pentru Consiliul Local și pe poziția 6 pentru Consiliul Județean. Pentru președinția Consiliului Județean vom merge cu doamna Mariana Nițu, care este pe poziția 5 pe buletinul de vot. Sunt convins că Forța Dreptei va reuși să rezolve problema acestui județ. În acest moment avem un județ căpușat de niște oameni complet nepregătiți. În acest oraș, căpușele actualului primar își fac datoria, noi cheltuim în jur de 100 de miliarde de lei vechi în acest moment pe pavele și pe borduri. Nu credeți că banii ăștia ar fi trebuit băgați în altceva? Avem de făcut foarte multe, avem de făcut after school, avem de făcut un parc industrial unde trebuie făcute 2000 de locuri de muncă. De aceea vă rog, pe 9 iunie votați Forța Dreptei. Stimați vâlceni, sunt Mariana Nițu și candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea din partea partidului Forța Dreptei. Împreună cu candidații partidului Forța Dreptei ne-am propus să începem schimbarea în localitățile județului Vâlcea. Suntem responsabili și vom fi răspunzători față de dumneavoastră în urma implementării proiectelor noastre concrete, viabile, rentabile și eficiente pentru comunitățile noastre. În același timp, vă amintesc că Partidul Forța Dreptei are candidați la Consiliul Local al Municipiului Reședință de Județ Râmnicu-Vâlcea, la Consiliul Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea și în alte localități. Vă invităm la vot! Sunt Teodora Branici, candidata Forța Dreptei pentru funcția de primar la Băile Olănești. Împreună cu echipa mea ne dorim să aducem schimbarea pentru localitatea noastră. Administrația locală actuală demonstrează că în mai bine de 12 ani nu a reușit să aducă prosperitate locuitorilor de aici. Astfel, prin programul nostru electoral, vom implementa proiecte ce vizează atât infrastructura, cât și mediul educațional și al sănătății, precum și susținerea antreprenorilor locali. Prin astfel de proiecte, vizăm aducerea tinerilor înapoi acasă, dar și oportunități mai bune de muncă pentru locuitorii orașului Băile Olănești. Ne vedem la vot pe 9 iunie. Votați Forța Dreptei! Bună ziua! Numele meu este Edita Mariu și candidez la funcția de primar al Comunei Bujoreni din județul Vâlcea și cu lista de consilieri la Comuna Bujoreni. Pe poziția 4 la primar și pe poziția 5 la Comuna Bujoreni, la consilier. Vom veni cu o echipă tânără de consilieri local să facem lucrurile cât mai utile și mai practice în Comuna Bujoreni. Actualmente sunt consilier local și vreau să facem împreună ceva bun pentru această comunitate numită Bujoreni, care este a doua comună ca număr de cetățeni și potențial financiar. Fapt pentru care echipa noastră vom munci să ridicăm imaginea și a partidului și a primăriei Comunei Bujoreni. Vă mulțumesc! Mă bucur să ne revedem, doamnelor și domnilor. Ați văzut că am avut publicitate electorală. Acum avem dezbatere electorală. Există niște rigori impuse de Consiliul Național al Audiovizualului. Acesta este
Această emisiune este acel gen de emisiune în care se schimbă idei, eventual, între, și așa e normal, între contracandidați, deci nu între oameni care aparțin aceleași forțe politice. Încep prin, o să mă grăbesc puțin, pentru că avem la începutul și la finalul emisiunii publicitate electorală. Vreau doar să spun că săptămâna trecută am avut o experiență foarte neplăcută, a trebuit să întrerup emisiunea, pentru că a fost foarte mult scandal în studio și s-au spus vorbe grele și nesusținute. Dați-mi voie să vi prezint acum pe invitații mei din această primă oră de dezbatere electorală și cumva să comentez cu dânsii un pic pe acest subiect ca să nu ni se mai întâmple. Așadar, de la stânga la dreapta, ca de obicei, vi-l prezint pe domnul Romeo Rădulescu, candidatul Forța Dreptei pentru Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea. Mulțumesc foarte mult! Bună seara, mulțumesc de invitație! La dezbatere și pe domnul Flaviu Băcaru, de la PSD, tot pentru Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră că mulțumesc ați venit! Domnilor, ce vreau să vă spun? Ce aș înțelege? Eu și cred că înțelegeți și dumneavoastră prin afirmații fără acoperire. Deci dacă cineva este acuzat că a făcut ceva care ar putea fi faptă penală și nu există dovezi, din clipa aia eu sunt obligat să cer dovezi. Dacă insist o dată, de două ori, de trei ori și nu apar acele dovezi, atunci n-am ce face și trebuie să tai microfonul, să opresc emisiunea. Lucruri urâte pe care nu le-am făcut după atâta amar de ani decât săptămâna trecută. Deci mă refer la fapte penale, nu mă refer la alt gen de acuzații. Deci dacă cineva este acuzat că e hoț, că e bandit, că e mafiot, că trebuie să venim cu dovezi pentru că altfel nu trec. Noi suntem niște liberali autentici. Nu ne ținem de prostii și să ne... Lucrurile penale, eu consider că justiția nu împărțim la televizor. Așa justiția este. Împart niște oameni, da. Iar lucrurile penale nu trebuie să ne dăm noi cu părerea. Corect. Ăsta e punctul meu de vedere. Nu mă știu cu Flavius de atâția ani. Mai mult de atât, eu consider că după atâția ani de campanie electorale și de afaceri împreună și de viață împreună, nu ajungem să le bălăcărim că nu ne schimbă o oră la dumneavoastră în emisiune. Sigur. Era un coleg din politica vâlceană care în emisiune mă înjura și spunea nu știu ce și când ieșeam pe hol zicea hai mă Romeo că e campanie electorală. Da, nu cred, aici nu e cazul, să știți, nu? Suntem doi oameni civilizați. Da, trebuie să existe acea doză de fair play, de domnie, de ideea că ne mai vedem și mâine, că mai ales în Râmnicu-Vâlcea, care este un oraș destul de mic, așa... Dacă îmi permiteți, asta lipsește mult de față în politica vâlceană, acea doză de fair play, în care oamenii trebuie să se înțeleagă și trebuie să construim împreună, indiferent că avem o idee bună sau rea, ne putem finisa și ne putem adapta unul la altul. Eu am două întrebări, dacă sunteți de acord, domnul Băcaru. Am două întrebări pentru domnul Romeo Rădulescu de început. Din propria mea curiozitate, dacă vreți, și sper să fie și a telespectatorilor. Deci, domnul Rădulescu, de ce nu ați mai candidat sau de ce nu are Forța Dreptei candidat pentru funcția de primar? Este foarte simplu. Toți ne dorim schimbarea. Orașul, din ultimele cercetări sociologice, nu sondaje de opinie, sunt două lucruri diferite, arată că peste 85% din populație vrea schimbarea. Eu sunt un tip rațional. Mie nu-mi place să mint, n-am mințit niciodată, probabil ăsta e și motivul pentru care... Trebuie să spuneți ce cercetări sociologice. Au fost niște cercetări sociologice. Trebuie să ziceți, ca mai bine știți cum e, cum se spune la justiție. Nu luați în considerare, dați jurați în justiție americană. Nu. Această eu le-am citit în oraș și văd în oraș. Casa de vreme sondare, peste 85% își doresc schimbarea, eu am stat și m-am gândit. La fel, am făcut cercetări sociologice și am ajuns la concluzia că trebuie să fie un singur candidat ca să putem să facem schimbarea în municipiu. Și atunci am făcut o cercetare sociologică, a ieșit că Virgil stătea mai bine ca mine în cercetarea sociologică, eu sunt un tip de echipă. Eu știu ce am de făcut, m-am retras, îl susțin pe Pârvulescu. Sunt două lucruri diferite. Nu susțin Partidul Național Liberal. Susțin pe Pârvulescu ca persoană, eu îmi susțin partidul meu, Forța Dreptei și echipa mea. Eu candidez cu echipa mea. Eu sunt propunerea Partidului Forța Dreptei pentru funcția de viceprimar. Dacă facem o majoritate.
Cu cine o fi, vom vedea la timpul potrivit. Însă, eu consider că, și toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, a nu candidez pentru că îmi doresc această schimbare. Altfel, dacă și eu candidam, se împărțeau voturi la jumate, n-avea niciun sens. Promiteam degeaba. Stați un pic, două întrebări suplimentare. Da. Prima ar fi următoarea. Domnul Traian Dobrinescu, aici în studio, într-o emisiune de acum vreo 3 luni, spunea că candidatul Forța Drepte pentru primărie este pe locul 2, la foarte aproape de Mircea Gutău și la mare distanță de următorul. Da, da. Asta înseamnă că dumneavoastră ați fost pe locul 2 și nu mai sunteți sau nu, cum? Nu, nu, nu. Am văzut acele sondaje. Sunt cercetări sociologice. Da. Sunt cercetări sociologice. Le-am făcut, au fost 3 cercetări sociologice și am ajuns la această concluzie. Deci, da, când s-a făcut primul sondaj, așa a fost. Era pe locul 2, am înțeles. Da, așa. Interesant. Aceste cercetări sociologice au o marjă foarte mare de eroare. Știți și dumneavoastră că oamenii nu mai spun în față, îți spun ce vrei să auzi. Te duci pe stradă. A, Rădulescu, ești cel mai frumos, ești cel mai pe tine te vorbesc. Păi eu nu candidez. A, îmi cer scuze. Deci cam asta este. Însă, lucru este cert. 85% vor schimbarea, pe care noi o așteptăm. Acum, nu știu, nu vreau să intru în analize semantice. Ce înseamnă că 85% vor schimbarea în sfârșit? Fiecare înțelege ce vrea. Fiecare înțelege ce vrea. A doua întrebare. Este în felul următor. Totuși, deși dumneavoastră ați renunțat la candidatură, nu avem un singur candidat. Sunt cel puțin 3 candidați, din care 2 pe care, mă rog, îi vedem mai activi. Adică domnul Pârbulescu și domnul Vichy Mocanu. Deci oricum rămân 2. Păi rămân, domnul Zmeuranu, dar algoritmul este foarte simplu. Noi pe partea dreaptă, noi n-am strâns voturile într-un singur coș. Uh-huh. Pe partea stângă, oarecum, Aurul și cu PSD-ul își cam împart același electorat. Că ei și-l divizează, nu e problema mea, să știți. Este problema lor. Eu am făcut tot posibilul să strâng dreapta, mare parte a electoratului de dreapta, pentru că mai e și o parte reprezentată de USR, care de fapt e gestionat de altcineva, nu e gestionat de USR. Și atunci, eu am preferat lucrul ăsta. Eu trăiesc în acest oraș, eu am business în acest oraș. Credeți-mă, pentru orice șurub, șurubel, trebuie să fac comandă la Pitești. Pentru că în Vâlcea nu mai există nimic, domnul Zmeuranu. Bine, să știți că cei din Pitești spun că trebuie să facă o comandă la București și ei vin să critice pe primarul în funcție. Nu, da, e treaba lor acolo, însă eu știu următorul lucru. Mai mult de jumătate din materialele pe care eu le folosesc în containere și le export în Germania, vin de la firme din Pitești. Mai mult de jumătate. Am înțeles. Ori asta spune clar puterea acestui oraș. E mică. Să schimbăm acest lucru. E mică, da, e un oraș mic. Schimbăm acest mică. Lucru. Nu? Bun, deci nu cumva raționamentul ar fi așa. Unii sunt pentru Gutău, unii sunt contra Gutău, iar cei care sunt contra se împart în 3 candidați? Electoratul în acest moment în oraș e împărțit pro și contra. Exact. Bun. Cei care sunt pro, sunt pro și sunt pro Gutău. Cei care sunt contra au 3 candidați. Da. Adică... Da, numai că... Pârbulescu, Vichy Mocanu și domnul... Statistica este o știință exactă. Și eu, fiind inginer de profesie, mai citesc cifre și mai adun. Întotdeauna, în Râmnicu-Vâlcea, a câștigat electoratul de dreapta. Uh-huh. Toți care au câștigat, au câștigat pe electorat de dreapta. Nu au câștigat pe electorat de stânga. Au câștigat pe electorat de dreapta. În aceste condiții sunt mai mulți electori, dacă puteți spune așa, de dreapta. Și noi am coalizat într-o singură pâlnie, într-un singur loc. Electoratul de stânga, care poate să fie contra și e normal să fie contra, domnul Zmeuranu. Aceste politici proaste, luate de actuala administrație, știți asupra cui se răsfrâng? Asupra exact electoratului de stânga, a oamenilor care câștigă salariul minim pe economie sau care sunt asistați social. De ce pierd ei? Ei pierd de 2 ori. 1, că au salariul cel mai mic și 2, pentru că inflația este atât de mare încât și veniturile pe care le dă statul, ei le dau de fapt pe mâncare și pe cheltuiala curentă. Deci ei, indiferent cum ar fi, ei sunt mai săraci pentru că orașul este ținut în sărăcie. Și atunci este normal ca omul să fie împotrivă. Zice, dom'le, te-am crezut un an, te-am crezut 2, te-am crezut 3. Azi am stat de vorbă cu un domnul nostru și a zis, dom'le, îmi promite
Pe fiecare an mă duc în audiență dimineața la primărie cu blocul și îmi promite că îmi bagă blocul o reabilitare termică. Nu s-a întâmplat niciodată. În schimb, a venit și mi-a făcut pavele în fața blocului. Și i-am zis, domne, de ce mi-ai făcut pavele? Că eu vreau să-mi faci blocul. Și a zis, domne, dacă nu-ți convine, nu spun nici pavele. Și a plecat. Ori, cred că în primul rând ar trebui să întrebăm pe cetățeni ce au nevoie. Necesitățile oamenilor sunt legate strict de salarii. Ați văzut interviul pe care l-a dat domnul Gutău mai acum vreo două zile? Explică treaba asta cu reabilitarea blocului. Eu acum nu... Domnul Zmăranu, eu știu... Nu mă bag că aici domnul Văcaru, dacă vrea, eu vă spun comentează dacă... Eu vă fac o comparație din Ostroveni. Eu vă fac comparație din Ostroveni. Un bloc și-a făcut pe cont propriu și au plătit 3.000 de lei de familie. Deci pe cont propriu, cheltuială 100% și au plătit 3.000 de lei de familie. Blocul de lângă, făcut pe finanțare pe PNRR de primărie, cu 25% doar cota asociației de proprietari, și-au plătit 8.000 de lei. Da, nu știu. Deci eu asta vă spun, că omul interesează banul lui personal. Atâta vreme că dacă tu plătești 100%, plătești 3.000 de lei și când ajungi să plătești 25% și plătești 8.000 de lei, cineva fură. Banii aia să văd. Domnul Zmăranu, când pot să intervin și eu, n-aș vrea să facem aceeași discuție. Imediat peste 30 de secunde, că vreau să-i pun întrebare un pic ironică. Da. Am înțeles. Și vreau să respect condiția dumneavoastră, pentru că nu vreau să intervin, nu că n-aș avea ceva de spus. Domnul Romeo Rădulescu a fost primar. Da. Și nu exista pe atunci PNRR, dar dânsul, deci se poate fura pe PNRR, după părerea noastră? Păi domnul Zmăranu, eu vă fac diferența de preț. Unde se duc banii? Că materialele sunt acele. Păi nu, și-o fi blocul mai înalt, da, mai spre apus. Când e de apartament, poate să fie o marjă de 10%. Poți să dau explicația? Nu poate să fie. Vă rog, explicația este foarte simplă. Domnului Romeo Rădulescu. În momentul în care faci un proiect, știi prea bine ce înseamnă, vine de viz, Romeo, vin toate lucrurile astea care sunt niște cheltuieli. Maxim, când te apuci singur și faci asta și copiezi un proiect pe care l-ai văzut la primărie și te duci cu devizul, adică nu ai cheltuielile de deviz, de proiectare, de autorizații și o faci pe cont propriu și personal. Și e o firmă care, să fim serioși până la urmă, plătesc sau nu plătesc salariile cum trebuie să fie plătite la zi, nu fac nicio acuzație, dar vreau să înțelegi că așa funcționează lumea asta, că da, există diligenție proprie, case care se fac. Normal că cheltuielile sunt mai mici. Nu ai cum, astea sunt. În momentul în care, ca autoritate publică locală, accesezi niște fonduri și ai niște obligații, și mă repet, deviz, proiectare, autorizații, astea sunt costuri, primăria le plătește. Ori asociația respectivă când și-a făcut blocul nu le-a plătit, a făcut un bypass, s-a dus și a luat pe piața liberă. Asta este o explicație foarte simplă. Dacă blocul este mai înalt, vin cheltuielile de organizare de șantier. Ce înseamnă? Schele și toate lucrurile celelalte. O organizare de șantier nu înseamnă numai prea schele. Apropo, înseamnă chiar și un WC-ul de 2 lei care zicem noi. Da, sunt organizări de șantier. Curentul de unde îl iei, ce faci tablou electric. Când îl faci cu proprietarii, te duci și tragi curentul la vecinul. Da, nu mă pune să vine să arbitrez. Eu Nu, am spus o părere proprie și personală. Opinii și contraopinii, da. Da, pentru că sunt și eu în lumea asta economică și știu cum funcționează lucrurile. Din păcate, este ușor să compar două cifre, cum se compară și alte lucruri, vis-a-vis de salariu minim, salariul că e mai mic în Râmnicu Vâlcea față de alte localități, sau... Sunt locul 24, am făcut niște statistici, am și aici, de exemplu, astăzi pregătite niște statistici vis-a-vis de locurile de muncă, unde lucrurile stau altfel. Sunt aici, o să vi le las și dumneavoastră, și o să vedeți că în perioada cât a fost domnul primar Gutău, culmea, deci n-a fost, pe ani electorali, o să vedeți că se numește noroc, asta este. Din 2000-2004, când am intrat în Uniunea Europeană, migrația muncii, s-a dus într-o zonă, au plecat oamenii, au plecat la mai bine, că asta este, da? 2004-2008 au crescut numărul de salariați pe fiecare an. În 2008-2012, criză, că asta a fost, au scăzut din nou. Domnul primar n-a fost atunci, da? Și din 2012-2016, nu mai contează unde au fost, toți greșim în viața asta și trebuie să ne asumăm faptul că am greșit. Din 2012 până în 2024, vedeți-mi aici, sunt creșteri. Și sunt date, luate datele astea de la Institutul de Statistică. Creșterii ale locurilor de muncă. Absolut. Aici sunt cifre pe fiecare an, este o medie făcută, nu este altceva decât o medie. Într-un an poate să fie mai mult. Sursa, spuneți dumneavoastră, Institutul Național de Statistică. Da, într-adevăr, nu a crescut salariul. Asta o recunoaște toată lumea. Nu a crescut pentru că, din păcate, pe piața muncii, și sunt convins că și domnul Romeo Rădulescu poate confirma, lucrurile nu stau atât de bine, pentru că nu avem principii de bază, nu avem educație, nu avem facultate, nu avem foarte multe lucruri. De adevăr, Diana, Anabela, îmi cer scuze dacă acum nu vreau să fac o reclamă sau o antireclamă. Păi să nu prefacem, da. Da? Oamenii plătesc
în școala duală de la liceu energetic plătesc efectiv burse pentru elevii respectivi și din elevii respectivi pleacă în altă parte, nu se întorc aici. Există tendința fiecărui antreprenor și a mea. Eu în momentul de față am doi ucrainieni pe firmă de IT angajați. Nu găsesc oameni. Recunosc, poate să fie și greșeala mea. Dar vorbim de salarii de 4.000 de lei net în mână. Nu-i găsesc. Pur și simplu. Asta e viața. Am înțeles. Rezistă ce spune domnul Băcăl? Nu, ăla sunt listate la partid. N-are cum să... Atâta vreme cât oamenii în buzunar... Păi dacă nu se zice că le are de pe... Institutul Național de Statistică și pot dovedi oricând, fără niciun fel de problemă. Statisticile sunt puse la nivel național. Vâlcea este pe ultimul loc. Este Teleormanul în urma noastră. Însă... Pe domnul Băcăru zice că nu, de asta... Nu, nu, la nivel de salariu 24. Oamenii trebuie să intre singuri să se uite. Da. Nu, știți cum, aici nu ajungem noi să ne... Până la urmă, noi venim și ne spunem ideile noastre, ceea ce vrem să facem. Am să vă spun un lucru vis-a-vis de forța de muncă, pentru că toată lumea spune forța de muncă. Da. Eu mi-am făcut o altă firmă din 2019 și fac niște containere metalice. Foarte frumoasă. Nu am probleme de forță de muncă. Am 10 angajați. Dacă aș mai avea locuri, aș mai putea angaja, că oamenii vin să se angajeze. Salariile sunt niște salarii corecte pentru cât muncesc, toate sunt pe cartea de muncă, nu există salarii la negru. Însă respect legislația muncii. Oamenii încep la ora 8 dimineața, termină la ora 4 după amiaza și pleacă acasă cu jumătate de oră pauză de masă. Și cât de dați în medie brutul? În medie 4.000 de lei. Deci nu e... Banii mână. Ce? Da. A, netul. Netul. Nu discutăm de altfel. De. Și oamenii au pauză de prânz de la 12 la 12.30, au la discreție cafea, apă, tot ce au nevoie. Au căldură, au sală de mese, au vestiare. Exact ca în Germania. Lucrez pentru Germania, respect condițiile în Germania. Dacă firmele din Vâlcea ar da salariile corespunzător, lumea ar veni de la Sibiu. Mă uit la cei care schimbă pavele prin oraș. Îi poate obliga cine va fi primar, dacă va fi trei domnul... Trei sferturi dintre ei domnul, sunt care fără carte de muncă, domnul Smoreanu. Dar îi poate obliga un primar, asta ar fi întrebare. Domnul Smoreanu, cei care pun pavele în oraș n-au carte de muncă, nici nu știu la ce firme lucrează. Este o firmă care are contractul general și o grămadă de alte firme mici care nici ei nu știu unde lucrează și ce fac. Sunt plătiți cu ziua, așa ia pun pavele în oraș. Foarte probabil, de asta vă spun, dar nu-i de vină primarul. Nu e de vină primarul, că da. nu eu îi angajez să pună pavele. Da. Deci vin la mine la firmă și eu le spun, dragilor, cumpărați pavele de la firma cutare și vă rog frumos să puneți în tot orașul. Că vi le plătesc, eu mă mai gândesc peste nu știu cât timp când vi le plătesc și cum vi le plătesc. Domnul Zbona, aici se întâmplă când corupția generează corupție mai departe. Lucrurile trebuie să fie clare și corecte. Aceste reparații de trotuare trebuia să fie corecte. Să zică, domne, câte firme din Vâlcea vor să lucreze? Nu dăm unei firme din exterior un contract cadru. Noi cheltuim acum 100 de miliarde de lei vechi, 10 milioane și ceva de lei noi, pe pavele, complet inutil, nu se justifică, dar... Nu cred suma asta, le dar... Le facem... Domnul... Nu cred, am zis, nu cred. E părerea mea personală și nu e un afront. Crede-mă. Da, okay. Am toate informațiile necesare. Okay. Să și afirm, eu ce afirm și de-a lungul timpului, domnul Zmăreanu, am avut multe emisiuni și n-a existat să scot gura și să spun ceva și să nu fie adevărat ce vă spun. Am avut problema aceea cu Gigi Matei când a sărit și a vorbit niște prostii și ne-am dus în instanță. Am renunțat că pierduse și trebuia să pună una să dea banii. Știu ce vorbesc și sunt foarte responsabil pe ceea ce vorbesc. Dacă v-aș aduce situațiile din primărie cu firmele, o să ziceți, domnule, ceva e în neregulă. Da, e în regulă. Da. Păi stați puțin că dumneavoastră sigur spuneți asta, dar dacă ar fi cum ziceți în regulă, ar veni un procurator aia peste drum. Domnul Zmăreanu, ne uităm la televizor, ce se întâmplă? Șefii SRI luau bani de la agenții economici ca să-i scape de controle. Despre ce discutăm? Să optimizeze dosare, vă rog eu. Da, e o diferență, da. Da, să optimizeze dosare. Este același lucru, să știți. Nu cred că Râmnicu Vâlcea a inventat apa caldă. General, ăștia știu să folosească toată țara, să știți. Însă, eu știu următorul lucru. În momentul în care ești curat și faci ceea ce trebuie, n-ai nicio problemă, nici cu DNA, nici cu nimic. Și le mai spun și altora. Păi, deocamdată nici primarul în funcție nu are. Sunt de acord cu noastră, domnule. N-am spus chestia asta, nu, n-am spus vis-a-vis de... La fel, nimeni nu vine niciodată să-ți dea ceva. Nimeni. Eu știu de la mine. N-a venit nimeni niciodată să-mi dea nimic.
Nici nu m-a rugat nimeni cu nimic. Dacă nu ceri, nu vine nimeni să stea. Exact, este valabil. Deci, nu. Noi la Râmnic însă, eu cred că nu trebuie să ținem cont că suntem de la ce partid suntem. Da. Trebuie să ținem cont. Avem o problemă toți. Toți. Am înțeles. Problema locurilor de muncă. Problema platformei. Deci platforma aceea trebuie să redevină ceea ce era. Și e foarte simplă treaba. În incinta combinatului Olchim se pot dezvolta foarte multe activități economice. Dar este un întreprinzător, este privat, nu poți impune unui om de acolo să facă, pentru că așa eu este. Știți de unde vin, știți bine, nu cred că e ceva ascuns. Vin dintr-o zonă în care am crezut și eu niște vise. Nu, sunt posibile. Am ajuns la concluzia în care de-aia am și venit astăzi cu cifre, pentru că am observat că nu sunt posibile niște lucruri. Vorbim de after school unde avem 5.000 de copii, dar vrem doar la 350 să dăm. Vorbim de parc industrial, unde parcul industrial are lipsă fundament, terenurile de acolo și dacă ne referim la ele, infrastructura subterană și toate celelalte. Adică nu se pot face niște lucruri. Se pot face 100%. Atâta vreme cât s-a putut face sediu Vămii complet inutil. Nu este complet inutil. E complet inutil. Culmea este că e o idee care este plecată. De la mine plecată. De la mine e plecată. Și ok, și nu vă bucură că o vedeți în... Nu, Flavius. Ideea este nu să cheltuiești milioane de euro să faci tu un sediu al Vămii, ci să îi dai un alt sediu pe care îl ai. Nu să cheltuiești bani. Deci noi am cheltuit niște bani, am privat niște oameni de afaceri să le dăm să-și facă, să-și desfășoare activitatea ca să facem un sediu al Vămii. E absurd. Primăria Râmnicu-Vâltea face cadou câteva milioane de euro. Cui? Ministerului Finanțelor Statului Român. Asta e o prostie. Este un cadou. E cadou, Flavius, este cadou 100%. Pentru că... eu spun istoria. Aștept să termin, Romeo. Existat hotărâre de guvern dată de transfer cu titlu gratuit către Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, a Vămii. Că nu s-a pus în operă, că a venit Frâncu și s-a dus după aia la facultate. E partea a doua, Flavius. Deci, asta eu vreau să mergem pe ideea care putem construi. Pentru că marea mea dezamăgire, și eu o spun public și acum, am plecat din PNL, dezamăgit fiind de lucruri care nu se întâmplă. Da, ai nimerit din la pentru mine, de-aia candidez la Consiliul Local. Pentru mine personal, eu când am intrat în Consiliul Local, nu contează ce culoare avem fiecare, noi trebuie să venim în sprijinul comunității, angajamentul nostru în fața comunității. Nu vreau să vin, nu e bine asta, nu e bine asta, nu e bine asta. Noi trebuie să construim, e ca un mariaj între noi, Romeo, și m-aș bucura să fim colegi într-o bună zi acolo. Deci, la modul cel mai sincer, pentru că am realizat ce a lipsit aici. Nu e bun ăla că e la PSD, nu e bun ăla că e la PNL. Noi ne-am stat toți la o masă, efectiv, să zicem, bă, ce facem pentru chestia asta? Am ajuns să ne ferim din oraș unde altul, să nu mai putem bea o cafea, că uite, mă dușmănește ăla. Nu este ok. Asta așa e. Păi deci, nu este ok. Pot să confirm. Și o să dezvolt un pic. Și dacă mă întreb pe mine, schimbarea înseamnă de atitudine, nu de persoană. Nu, în primul și rând. Și asta eu am văzut-o cu ochii mei și o certific. Lucrurile se schimbă din interiorul nostru. E adevărat, fiecare are cât un moment declanșator. Pentru mine a fost declanșator. Valul de... Un mulțumesc n-am primit pentru ce am făcut în PNL. De la nimeni, Romeo. Și am muncit zi și noapte. Din potrivă, m-am fost acuzat. Dar nu este subiectul. Am trecut peste. Vreau să reconstruim. Efectiv, vreau să construim. Nu mai are rost să ne certăm. Vama a fost ideea PNL-ului să se mute să facă. Ok, n-a fost foarte ideea bine. PNL-ului. A fost ideea zice, mea. Am promovat hotărârea de guvern. Eu nici măcar nu mai vreau să mai... Ca să trecem de faza de orgolii, nu mai trebuie să mai avem zona asta de paternitate a unei idei. Nu mai trebuie. Țin o idee, ok, a fost a mea. Câte idei am avut, Romeo, le știi prea bine și tu. Nu stau acum să spun, am propus asta, am făcut asta. Nu mai vreau. Important este că pentru societate lucrurile se pot mișca dacă există înțelegere. Asta este schimbarea. Restul e cam da, aș vrea să, da, bun, am înțeles, să trecem cumva la subiect. Tot de la o curiozitate a mea pe care poate mi-o lămuriți. Eu mă uit la materiale electorale ale domnului Părbulescu. Eu mă uit. Domne, sunt curios, la stil mă uit. Deci nu neapărat la conținutul. Să văd cum se joacă jocul din punct de vedere al consultanților. Și văd că dânsul spune acolo, voi face, de pildă, voi face un parc industrial în care o să vină 40 de investitori care în total vor avea 2000 de angajați. Spuneți-mi și mie că eu vă știu un om rezonabil. Nu-l trageți de mână că să-i spuneți, domne, n-ai de unde să știi. Corsălina 40, n-ai de unde să pentru știu. Asta vă rog să le invitați, stați un pic.
Pentru asta vă rog să-l invitați pe Pârvulescu și să vă explice. Sunt convins că vă explică. Lucrul este fezabil și vă spun și de ce e fezabil. Există o deschidere pentru că celelalte județe de pe lângă noi au cam forța de muncă o ocupată. Ar veni forță de muncă înapoi la Vâlcea. Ușor, ușor o să vină la Vâlcea. Și atunci... Da, vorbim de 40, să luăm de la investitori. 40. Da, ca 40 fie, de mucenici. Ascultați-mă un pic. Da, 40 de mucenici. Ăștia 40 pot fi 41, 42, 38. Important e altceva. Indicatorii economici și populația să trăiască mai bine. Da. Cine dar pentru asta, dar pentru asta trebuie să facem toți același lucru. Că zicea Flavius că am ajuns de ne înjurăm pe la colțuri. Ieri m-am întâlnit cu un membru marcat PSD și îmi spune, păi noi avem ordin să nu-l votăm pe Guto. Noi ai noștri nu o să-l voteze niciunii. Oamenii lui Costi nu o să-l voteze niciunii pe Guto. Zic, bă, nu cred chestia asta. Nu cred. Și pare, zice, uite, hai să vezi că nu e așa. Astăzi eram în marș. Cam am făcut un marș cu... Ei merg împreună ca echipă, nu? Deci și cu Virgil și cu nu știu ce. Mă întâlnesc cu niște doamne de la Piețe Prest. Și zic, ce faceți? Nu știu ce. A, nu, noi mergem cu domnul Gutău, nu suntem cu domnul Gutău. Păi și zic la Consiliul Județean, nu avem noi treabă cu ăla de la Consiliul Județean. Noi mergem cu Gutău și atât, restul ne interesează. Ori, domnul Zmăranu, eu zic altceva. Nu cred în alianțele astea făcute pe genunchi. Și nu cred în alianțele făcute între un om care n-are niciun strop de carte. Și dumneavoastră ați fost la PSD și... Eu am fost candidat, dar eu recunosc, domnul Zmăranu. Ați candidat din partea PSD. M-au păcălit fără niciun... Cum să vă spun? Ce-ți așa ușor de păcălit? Eu, ba da, sunt foarte ușor de păcălit. Serios? Și vă spun de ce. Eu am încredere în oameni. Și eu cred că toată lumea este exact cum sunt eu. Un om bun care spune adevărul și care nu am... Eu n-am un interes ascuns, domnul Zmăranu. Nu am un interes ascuns și m-ați văzut de ani de zile. Chiar și dumneavoastră, când m-ați păcălit cu dezbaterea electorală și cu nu știu ce, nu am avut nimic cu dumneavoastră. Știți de ce? Deci, dacă eu vreți, trebuie să vă răspund în direct, cum acuză, în direct. Vă dau cuvântul meu de onoare, că ați mințit atunci. Deci nu e adevărat. Eu n-am putut să vin din punct de vedere fizic la dezbatere. Da. Dar am sunat să vină altcineva în locul meu. Perfect. Nu m-a cumpărat Gutău ca să nu vin. Credeți-mă. Da. Deci faceți o acuzație fără... Nu, n-am făcut nicio acuzație. Asta vă spun ați că... Ați făcut-o și să știți că m-a durut. Eu sunt un tip deschis. Nu am chiar niciun interes ascuns. Și nu poate să vină unul din orașul ăsta și să spună, domnule, m-a păcălit Rădulescu cu ceva. Nu există, n-am păcălit pe nimeni. Și de multe ori, da, dacă asta... am fost păcălit, am preferat să trec peste și să-mi văd de treabă. Ceva s-a întâmplat. Să știți că noi undeva trecem un examen de maturitate. Nici eu n-am păcălit pe nimeni, dar există situații în care m-am păcălit pe mine. Cam asta trebuie să înțelegeți din ce ne transmit interlocutorii. Am luat o decizie proastă, am tras niște concluzii proaste. Eu am fost, uite, și acum sunt în partea asta la altă, în care mi-am dat seama că am greșit acolo. Cum fac? Îmi îndrept? Pur și simplu, la nivel uman vorbim, că vorbeam mai devreme de chestia cu psihologia. Pur și simplu, trebuie să te așezi și pe scaunul celuilalt, să te vezi prin ochii lui. Da, cam pentru istorie, că eu o să-mi scriu și eu la un moment dat memoriile mele de ziarist cu istorie. Da. După alegeri, o să-mi povestiți vreodată mie, dacă nu în direct, de ce ați fost împreună cu domnul Gutău, l-am făcut împreună cetățean de onoare. Da. Domnul după spune, care ceva s-a întâmplat. Am spus și vă spun și acum. Sintetizez în două cuvinte. Am fost la el la pușcărie, m-a rugat să cumpăr niște terenuri retrocedate ilegal de el pe numele altcuiva și pe care trebuia să le cumpere primăria Râmnicu Vâlcea. Și am spus, da, eu nu grijă, cumpăr, să nu mă duc. Puneți ceva am ce martor, nu poate fi. Domnul Zmăranu, am martor. Deci, eu nu vorbesc prostii. Nu știu. M-a rugat să cumpăr terenul de pe Capela, pe care trebuia să dau 15 milioane de lei, pe care am spus exclus, nu voi da pentru că eu nu vreau să ajung în pușcărie. Detaliile vi le spun în privat, însă aceasta este esența. Nu am vrut să plătesc din bani publici niște terenuri retrocedate ilegale. Dar ce n-ați spus atunci? Am spus, domnul Zmăranu. Ce n-ați spus? N-ați spus că eu acum e prima oară când aud și am fost foarte atent la subiect. Domnul Zmăranu, pot să vă fac o propunere? Pot să vă spun altceva. Haideți să discutăm de ce avem de făcut. Ce-am făcut pentru domnul Gutău. Da. I-am plătit toate datoriile și n-am mai avut niciun dosar penal din urma datoriilor. Domnul Romeo. Toate i le-am plătit. Romeo, tocmai am vorbit ceva mai devreme. Hai să construim. Hai să lăsăm că trecutul la mare rolul de a ne învăța. Nu m-a pus să m-a rugat să spun și am sintetizat esența. Hai să discutăm despre ce avem de făcut până la urmă. Și tot vis-a-vis de PSD. Da, m-au păcălit.
cum au păcălit toată țara. Să vă așteptați la o replică din partea unui dintre. Nu, nu am nicio problemă. Nu, credeți-mă, n-am nicio problemă. Da. Nu mă deranjează. Deci poate să vină să dea replica oricând. Eu sunt curat cu sufletul. Costi toată s-a lumea spune așa. Costi s-a jurat și pe maică sa și pe taică sa și pe nu știu ce, da, că el va fi un om corect și că nu... El a ajuns președintele Consiliului Județean datorită voturilor pe care el a rămas la municipiu. Atunci, în 2016. Nu și-a ținut cuvântul și l-a călcat în picioare. Nu are cuvânt, dar... Știți cum? Trec peste. Am o să vă dau replică și domnul. Nu, nu mă deranjează. Chiar haideți să vorbim de niște lucruri care, până la urmă, e emisiune electorală. Haideți să ne ducem în zona în care ce avem de făcut. Că de criticat, asta e marea mea problemă, e cel mai ușor de criticat, să știți. Eu nu mai vreau să mai fiu în zona de critică. Da, da, să știți că suntem în perioada criticii, deci nu... Nu, știți, nu fac o paralelă. Și dacă stau bine și mă gândesc în istorie, când erau căutătorii de aur în America, nu cred că au căutat altceva decât aur, n-au căutat rahat pe românește, îmi cer scuze de limbajul licențios. Da, vezi grijă, da. Na, haideți să vorbim de lucruri care pot face, să căutăm și lucrurile bune din ceea ce putem face. Să știți că eu sunt aici, da, un fel de veghetor să nu se încalce... Da. Regula CNE-ul, că în rest, na, ce să vă zic. În fine, lucrurile din punctul meu de vedere, v-am spus, am fost și în partea cealaltă, lucrurile evoluează în bine, să știți. Faptul că va veni Universitatea București și va face, sper că va fi posibil să înceapă de acum înscrierile de la anul, asta va însemna un oraș universitar, înseamnă mult mai multe, înseamnă pregătire, înseamnă studenți atrași din zonele limitrofe, înseamnă bani, înseamnă gândire. Într-adevăr, salariile celor care au ieșit din facultate poate o să crească cumva media aceea salariului din Unicul Vâlcea, dar nu înseamnă că toți oamenii o să fie fericiți, că până la urmă e alegerea fiecăruia unde lucrează, că lucrează într-un magazin de retail, sau că e frizer. Și dacă vreți să ne referim și la treaba asta, uitați-vă, frizerii, eu nu cred că este un frizer care să aibă sub 10.000 de lei în mână, pe românește, vorbim de frizeri, coafeze, manicuriste. Fără discuție, da, așa. Deci uitați-vă, sunt oameni care au cursul de 2 săptămâni de zile. N-am primit niciodată în Râmnicu Vâlcea un bon de la frizerie. Nu știu, bonurile sunt discutabile, le-am primit, nu pot să neg asta. Dar gândiți-vă că cine vrea să muncească, nu caută să dea vina. Cam asta este esența lucrurilor și aș vrea să fie și în politică. Vrei să faci un lucru, îl faci. Mă referam la ei pentru că au cursuri de 2 săptămâni. Ne ducem după aceea în instalatori, în electricieni. Uitați-vă, și ei câștigă nu foarte bine, foarte bine. Am prieten instalator, are o școală pozițială, are 2 apartamente, 2 mașini, n-are niciodată la bancă. Mă uit la el cu invidie. Pe românește vă spun, dar muncește de dimineața până seara, muncește. Cred că asta este esența lucrurilor și va trebui să o înțelegem. Dacă stăm și ne uităm la televizor sau pe Facebook, într-adevăr, nu mai avem timp să muncim și nu avem decât să criticăm și să plângem. Până la urmă, puterea este în mâinile noastre, apropo de faptul că suntem liberali. Da, gândirea mea a rămas liberală. Dar candidați din partea PSD. Nu are nicio treabă. Am găsit acolo un sprijin și nu-l neg. În partea cealaltă nu am găsit. Dar la cine anume, ca persoană, ați găsit un sprijin? Am zis că nu mai vreau să criticăm. Sunt lucruri care vreau să rămână pur și simplu ca o lecție de viață pentru mine și așa vor rămâne. Nu, la PSD vă întrebam despre ceva pozitiv. Tot colectivul. Pentru mine, dacă vreți să dau o chestie, din, să zic așa, din casă, dacă sunteți dornici de cancan. Prima ședință pe care am avut-o în PSD, mi s-a spus un lucru foarte clar. Tu ce părere ai, tu ce părere ai, tu ce părere ai. Eu n-am întâlnit asta în Partidul Național Liberal. Nu m-a întrebat nimeni ce părere am. Am înțeles. Rezistă ideea că mă surprinde. E o știre pe care vrea să o arunce în spațiu public domnul Romeo Rădulescu, cum că unii merg cu Mircea Lutău și unii merg cu Costel Rădulescu. Nu, este falsă. Ce știți din teren? De 30 de ani se tot spune chestia asta că se votează împotrivă. Este o greșeală. Se induce populației să voteze împotrivă. Nu. Trebuie să fim atenți efectiv la fapte. De multe ori ne ia mirajul vorbelor. Asta e campania electorală. Se aruncă multe fente, ca să zic așa. Dar oamenii, să vedeți, la final oamenii aleg. Eu umblu pe teren zi de zi, chiar dacă nu mi-am pus eu poze pe Facebook sau ceva de genul ăsta. Zi de zi sunt pe teren și, credeți-mă, este foarte bine ce se întâmplă în multe față. Este foarte bine. Nu m-am dus nicăieri să critic pe nimeni, absolut pe nimeni. Am avut surprize vis-a-vis de subiectul realitatea în care oamenii se plângeau, domnule, ce se întâmplă acolo, de ce realitatea, ce au ăștia să nebun la cap, pentru că ura, la un moment dat, te trezește. Sunt 2 ipostaze ale omului, ura și iubirea. Amândouă același defect, orbesc. Orbesc. Unul pur și simplu, iubirea te face... Chestiune filozofică, nu neapărat electorală. Asta este. Ba, e pur electorală, domnul Zbăreanu. Trebuie să apelăm la... Când urăști, subtilități. Vezi numai negativ. Când iubești, nu vezi cele negative. Vezi numai pozitiv. Pe bune, asta e viața. Și întotdeauna dragostea trece prin stomac, să știți. Păi nu știu... O parte cu fluturii, o parte cu foame. Nu asta este important. Eu cred că
Cel mai important lucru în această campanie electorală și de fapt pentru toți ar trebui să fie problema tinerilor să ne aducem tinerii înapoi. Noi avem o problemă, am ajuns ca în Sibiu să fie cartiere de mâlceni. Și culmea, vor să vină înapoi. Dar nu au ce să facă. Ăsta e motivul pentru care... Dar nu se compară, domnul Drăscu. Sibiu a fost întotdeauna domnul Zmoran, Sibiu. Domnul Zmoran, Sibiu a fost Sibiu pentru oamenii cu carte. Omul care este electrician în Sibiu spune, dar eu nu vreau să mai fiu electrician la Sibiu, vreau să fiu electrician la Vâlcea. Și vă mai dau alt exemplu. Aveți un coleg de partid, Cristi Vasile, da, care s-a mutat cu firma de la Sibiu la Vâlcea. Da, sunt. Deci oamenii ar veni, să știți, același principiu, munca. Încep să vină, dar trebuie să le oferi. De asta eu am spus, sediul ăla al Vămii, care oricum e degeaba, n-are ce să facă vama cu el. Ăla trebuie să-l dăm tinerilor să vină să-și deschidă afaceri, no, și să le dăm gratis. No. Pentru că sunt multe spații care sunt goale. La centru de afaceri Flandra, da, sunt spații goale care trebuie date tinerilor gratis pe o perioadă de un an, doi, până ei se pun pe picioare. Afacerea unui tânăr are cele mai mari șanse să aibă succes pentru că muncește el. Un tânăr pe un salariu pe care și-l pune, cât vrea el, muncește poate de 2-3 ori mai mult decât un angajat. Când nu va mai putea, și va mai angaja încă un om. Și tot așa morișca. Pe mine asta mă interesează. Să reușim să creăm această morișcă și să înceapă să vină tinerii înapoi să muncească, pentru că mediul online acum îți permite să produci la Vâlcea și să vinzi în altă parte. Și eu produc în Vâlcea și vând în altă parte. Și sunt mândru de chestia asta. Da, motivele sunt evidente. Dar pentru asta trebuie să le asigur cadrul legislativ. Păi, cadrul mă întâlnesc cu oameni de afaceri care îmi spun, domnul Rădulescu, mi-am luat un teren și mi-au trecut în certificatul de urbanism nu știu câte, degeaba. N-am apă, n-am canalizare, n-am nimic. La ce-mi trece ca avize, apă și canal? Păi zic, trebuie să te duci la primărie să vorbești cu cine trebuie ca să ți le șteargă. Nu, eu vă contrazic, avizele sunt luate la pentru... La fel, vă mai întreb altceva. Când nu mă pricep, un om vrea să construiască ceva și am un șofer cu care mai car container în Germania și la Goranu își face casă. I-a cerut plan urbanistic de detaliu în condițiile în care are deja o casă acolo și vrea să pe aia să o recondiționeze și cere plan urbanistic de detaliu. Cu toate avizele, a umblat 2 ani de zile ca să ia avizele, i-au expirat primele. Și îmi spune, domnule, dar eu am casa veche, ce să fac? Cine trebuie să construiască blocuri, construiește fără puz, fără pud, fără nimic, iar săracii oameni care vor să-și facă o casă pentru ei, sunt plimbați și târâți în Consiliul Local, la mâna Consiliului Local și a Comisiei Tehnice. Să știți că v-ați trebuit și dumneavoastră și domnul Pârbulescu să veniți cu niște date mult mai precise. Domnule, blocul precis. Cu tare... Precis. Patronul cu tare, nu are cu tare, nu eu are. Vă spun așa la general. Nu, eu nu voi face niciodată chestia văzut. Asta. Da. Nu, eu nu voi face chestia asta. Și vă păi spun atunci, de ce. Da. Eu știu următorul lucru. Cât am fost primar, nu cred că am avut 10 puzuri în Consiliul Local. Cine s-a încadrat cu construcțiile pe puzurile existente și-a construit. N-au venit nici la mâna Consiliul Local, nici la mâna consilierilor, nici la mâna primarului, nici la mâna Comisiilor Tehnice de Arhitecți. Este o mafie. Nu, acolo. E aici, și să știți că aici trebuie să... În aceste, avizele pentru apă și canal, avizele pentru apă și canal sunt obligatorii ca să știi ce construiești. Am prieteni unde care au făcut câmpuri de... Unde nu există rețele, nu se dau avizele. Surpriza este următoarea. Bun, apropo de sensul... Mai am 2 minute, din păcate. Da. Și... Sensul giratoriu, luat de Troianu, marele scandal că costă prea mult. Nimeni nu și-a pus întrebarea, că la fel au fost avize, nici nimeni n-a văzut că de fapt erau țevi de la CES, erau țevi circuite electrice. Molul de exemplu. Am mai rămas la un minut. Ce o secundă, face? O secundă. Este foarte simplu. Votați poziția nouă, Forța Dreptei, condus de Romeo Rădulescu la Râmnicu Vâlcea, pentru Consiliul Județean votați Mariana Nițu, este foarte simplu. Păi nu votați Pârbulescu? Pentru Consiliu Județean am nu, zis. Nu, pentru primărie votați Pârbulescu. Dar eu îmi promovez partidul meu. Votați și partidul meu este Forța Dreptei. E simplu, la mine nu am niciun fel de problemă. Votați poziția 1 pe buletinul de vot și votați cu rațiunea. Pentru că vorbele pot fi înșelătoare. Toți se ducem sub o formă sau alta la un moment dat. Sau suntem seduși. Ați văzut ce simplu e? Da, este frumos, frumos, a fost normal, luăm o pauză și revenim, domnule. Și dumneavoastră, după ce veți mai vedea câteva clipuri electorale. Da.
78 de proiecte destinate tinerilor, destinate vâlcenilor, destinate modernizării județului Vâlcea. Nu i-am uitat nici pe seniori și prin DGASPC și prin instituțiile și programele și proiectele noastre îi ajutăm și pe seniori. Tocmai de aceea amenajăm noi centre pentru persoane vârstnice, tocmai de aceea investim în protecția socială din județul Vâlcea pentru a crea noi facilități de ocrotire pentru copii, dar și pentru vârstnici. Ne ținem de cuvânt și vom avea grijă și de cei care au muncit pentru ca noi să putem fi astăzi aici, în fața dumneavoastră. Aveți încredere, cu bună credință se fac și investițiile în protecția socială. Dragi domnicieni, numele meu este Ceapă Ion și candidez din partea Partidului Forța Dreptei pentru o funcție de consilier local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Am luat această decizie împreună cu colegii mei în ideea de a schimba real orașul Râmnicu-Vâlcea, de a aduce progres în Râmnicu-Vâlcea. În acest sens, dorim ca toate spațiile goale ale primăriei să le oferim tinerilor care vor să-și deschidă afaceri cu titlu gratuit, pentru a-i ajuta. Orice început e foarte greu și un ajutor cât de mic înseamnă foarte mult. De asemenea, dorim redeschiderea liceelor Olchim și liceu Henri Coandă, de unde elevii pot ieși cu o meserie, un permis de conducere de profesionist, care le poate oferi avantaje. Vă așteptăm la vot și vă rugăm să votați Forța Dreptei. Bună ziua! Numele meu este Trandafirescu Constantin Lucian și candidez la funcția de primar la Comuna Frâncești. Am luat această decizie pentru că doresc să dezvoltăm comuna noastră atât prin potențialul uriaș pe care îl are turistic și economic. Împreună cu echipa mea vrem să creăm din Comuna Frâncești o comună care se va dezvolta durabil. În sensul că toate investițiile trebuie conectate, trebuie să avem o viziune, astfel încât comuna noastră să se dezvolte pe toate liniile și pentru toți locuitorii. De aceea, pe 9 iunie, vă invit la vot, votați poziția 4 după buletinul de vot. Sunt Mihai Cismaru și candidez din partea Partidului Forța Dreptei la Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea. Lista noastră este deschisă de Romeo Rădulescu și este formată dintr-un grup de o echipă foarte puternică care vrea să aducă schimbarea în Râmnicu-Vâlcea. În ultimii 10 ani, aproximativ 12.000 de tineri au plecat din oraș pentru că nu au găsit oportunități de angajare și de dezvoltare profesională. Este momentul ca noi să aducem această schimbare, adică să facem în așa fel încât economia să crească și asta se poate face doar schimbând actuala conducere care ne-a ținut în apoiere economică. Această conducere este reprezentată de Constantin Rădulescu și de Mircea Butău. Ei sunt cei doi care trebuie schimbați acum și singura variantă pe care o aveți este să mergeți cu Forța Dreptei. Veniți pe 9 iunie la alegeri și totul va fi foarte bine.